Bună dimineața, oameni buni, și bine ați venit într-o nouă aventură pescărească. Sunt din nou pe River Wye, într-un loc de vis. Am venit să fac un pescuit la mreană. Dacă e toamnă, a plouat, apele sunt crescute, ușor tulburi. Asta înseamnă că avem condiții bune de pescuit la mreană. O să mă cer norocul pe River Wye. O să vă arăt și locația. Pescuiesc cu două lansete, pe una din ele montură simplă cu plumb și un forfac lung de pe o jumătate de metru. La cârleigă am carne, iar pe cea de-a doua lansetă folosesc coșuleț feeder și pescuiesc la cârlig cu perete halibut pe fir de păr. Țineți aproape să vedem dacă vom reuși ceva rezultate, dar cred că se anunță o partidă faină. L-am țipat, l-am aruncat în spate pe scaun. Am vader și pe mine. Dacă nu s-o descăța până la mâine. Dacă mă dă acolo. Este un mincioc. Haideți să o eliberăm. Înainte de eliberare o voi ține un pic aici în mincioc, să-și recapete puterile. A luptat minunat. Hai să vedem dacă e pregătită.
a doua măriană. Se odihnește în mincioc, urmează să fie eliberată. Bravo! Oameni buni, iată că a venit și cel de-al doilea pește. Super tare! Un pește care a venit pe aceeași montură cu coșuleț feeder și cu pelete halibut pe fir de păr, mumeala de cârlig. Ca echipament folosesc două lansete de la Advanta Discovery, lansete concepute special pentru pescuitul la mreană, echipate cu molinete Okuma Custom Black și cu un fir mono de la Corum. Început pentru pescuitul la mreană, un fir rezistent la abraziune, deoarece pescuim pe râu, unde sunt bolovani, crengi. O partidă de pescuit oportunist, aș putea spune. Am prins râu exact după ploi, am venit pe creșterea de apă. Am mai fost pe Riverway în timpul verii, atunci am reușit să prind doar clean, apele erau scăzute și foarte limpezi, nici nu am încercat să pescuiesc la mreană în perioada aceea. Mi-am spus că voi reveni în toamnă când voi avea condiții prielnice, așa cum avem astăzi. După ploi, ape crescute, ușor tulburi. Ce trebuie, nu exact ceea ce avem nevoie pentru. Deci o trăsătură în direct pe cameră, oameni buni. Suntem în drept cu al patrulea pește.
gata, că imediat te duci înapoi. Nu o să zăbovești prea mult pe mal. Corect. Un alt pește. Hai să-l... Cu asta pescuiesc. Aici am găleat tamnada preparată. E penserat. Mă pregătesc să mă duc la cazare. O să fac o partidă de 2-3 zile să văd. Am două nopți de cazare bucuite. Mâine o să fiu pe o altă locație, iar poi mâine încă nu știu. Posibil cam asta să fi fost pe astăzi. Am avut ceva activitate bună de dimineață, iar apoi de pe la amiază încolo s-a tăiat. Dar chiar și așa am reușit să prind vreo 6 mrene și 2 cleni. Mă pot declara chiar foarte mulțumit de cum a decurs ziua de astăzi. Rămâne de văzut dacă voi reuși să fac ceva treabă pe locația de mâine. Bună dimineața din nou, oameni buni, și bun găsit din nou pe River Wye, într-o nouă dimineață răcoroasă și frumoasă de toamnă. Sunt în a doua zi de pescuit la mreană, pe noua locație. Acum mă instalez, deja am o lansetă în apă. Astea sunt condițiile, încă e răcoare. Când am ajuns erau 0 grade. Vedeți, iarba încă e cu brumă. Ni
nivelul apei a mai scăzut față de ieri, dar să sperăm că va fi o zi productivă și astăzi. Urați în fire întinse! Pui, băi, fraților, m-a rupt cu căratul echipamentului de la mașină până aici pe locul de pescuit. În această locație nu am posibilitatea de a aduce mașina aproape. A trebuit să încar tot echipamentul undeva mai bine de jumătate de kilometru pe lângă lanul de porumb. Asta-i. Dar e un loc superb și aici. Așa aproape că mă resemnasem cu gândul că azi nu merge peștele. Nu apusesem nicio trăsătură la niciuna din asete de azi dimineață și până acum e aproape amiază. Când dintr-o dată ran direct la una din asete, a plecat. Oameni buni, vă prezint prima captură pe ziua de azi. O mreană de toată frumusețea. Uitați ce minunată e. Mă grăbesc un pic să o eliberez. Cel de-al doilea direct pe ran și el.
Wow! Ce nenoc! Mare păcat că nu am cântarul la mine să văd cât cântărește acest exemplar. Wow! E uriaș. Adică na, uriaș. Uriaș fiind primul exemplar tembreană de o asemenea dimensiune. Priviți oameni buni. Azi e ultima zi, cea de-a treia, mă aflu pe o locație nouă, tot pe Riveroi. Am ajuns, mi-am instalat echipamentul, am două lansete de la apă, pregătite pe Mreana. Ieri, ați putut vedea, doar două exemplare am reușit să prind, dar dintre care unul a fost de dimensiuni mai mari, recordul meu, și asta a compensat. Să vedem ce ne rezervă ziua de astăzi. Țineți aproape și rămâneți până la final, fire întinse. Untura, vedeți, coșuleț feeder de 120 de grame, Nada Big River, cheesy garlic, iar momeala de cârlig pelete halibut. Vedem, sper să nu mă ducă curentul aici în frângile de jos. Poate trebuia totuși să o dau undeva mai aproape de mal. Sau în cel mai rău caz, aș putea să schimb greutatea coșulețului. Pun unul un pic mai greu. Dacă ieri de dimineață am avut parte de temperaturi aproape de îngheț, când am ajuns pe apă erau 0 grade, astăzi s-a mai încălzit câteva grade, a fost mai cald cu vreo 7-8 grade de dimineață,
a și plouat un pic. Sper să avem o partidă bună. Cu primul pește pe ziua de astăzi a venit pe un populeț de cașcaval. Cultură cu plumb simplu, fără coșuleț feeder. Nu, mi s-a agățat în tufe și peștele cred că a scăpat. Păi, dar ce rană am avut. Sunt un pește, Dilco al doilea, tot la cupuleț de cașcaval. N-am voie să las să meargă iarăși în tufă. Uite că tot pe lângă mai vrea să vină. A scăpat. A rupt cărligul că iară s-a dus în agățătura. Futui.
asta da manevră. M-am mutat câțiva metri mai în aval, pe un alt loc de pescuit, în speranța că voi găsi un loc mai bun să mă pot apropia de apă mai mult. Am găsit loc în care mă pot apropia de apă, dar priviți ce îngust e. Dacă îmi trage la lanseta din jos, trebuie să sar peste asta. Na, astea sunt condițiile. Vedem dacă reușim aici ceva. Acolo pe locul din amonte, 3 ranuri am avut, din care toți peștii s-au dus în vegetația de sub malul meu. Am pierdut toți 3 pești. Trebuie să recunosc că în pofida celor întâmplate astăzi, nu sunt dezamăgit deloc. Dar chiar sunt foarte bucuros că cel puțin ieri și alaltieri am reușit să prind o grămadă de mrene frumoase. Mrene pe care le caut de ceva timp. Dar se pare că am avut noroc de am prins condițiile perfecte pentru această partidă. Adică creșterea de apă, tulbureala și tot ce vine după ploi. Cam asta e treaba. Astăzi am scăpat 3 pești, am avut 3 atacuri, 3 trăsături, 3 ranuri. Asta e treaba. Acum m-am mutat pe locul mai din aval, de unde am pescuit de dimineață. Aici sunt mai aproape de apă, dar tot nu-mi place, parcă sunt prea aproape de apă. Și toate mișcările pe care le fac eu pe mal, cred că sperie peștii de aici, de sub mine. Apa e destul de adâncă, are vreo 2-3 metri aici, la câțiva metri de mal. Dar încă n-am avut nicio trăsătură pe acest loc. O să mai stau vreo oră, două și mă adun și mă pornesc spre casă. Oricum, partida a fost una de maxim succes.